După ce a coborât de pe scenă Rava, după primului show la Arenele Romane, cum a fost Rava? Bă, unic, gen. Primul meu concert ever și când de 4 ani. Mă așteptam momentul ăsta foarte mult și s-a întâmplat, gen. Și a mers exact cum am vrut eu. Cum poți să compari cu alte experiențe, mai ales că tu ai cântat și la alte concerte care au fost aici la Arenele Romane? Cum ți s-au părut oamenii care au reacționat? Am băgat belly dance de 5 ori, gen, de 5 ori consecutiv, alea mele, Travis Scott. Și lumea a reacționat bombărul de tot. Ce surprize urmează să mai vedem? Ai de gând să mai faci concerte de genul și în țară? Da, clar. Mi-am dat update și la setul de concerte și cum o să fie concertul în sine, adică am lucrat mult și cred că se vede, să mor. Care ți-a părut cel mai tare moment din seara asta? Belly dance. Belly dance. Da, da, da. Ok, spune și mie ce urmează să mai scoți, ce materiale urmează să mai vedem din partea ta? Bă, lucrez la album, gen, nu mai vreau să scot Lucifer de Lux, vreau să scot un album nou, fresh, să fie bombă, știi ce zic? Care crezi tu că e cea mai tare piesă a lui Rava? Met Gala, că e ceva new așa pentru mine, știi? Am dat și în engleză și asta e. Al doilea om după Rava, n-avea cum să lipsească, Ravisval, ce faci? Uite, bine, puține emoții. Pregătit pentru seara asta primul vostru concert la Arenele Romane? Solo, da, primul solo al lui Rava în București, full house, deci ar trebui să fie bine. Ați reușit să dați și sold out la arene, aveți undeva în jur la 5.000 de oameni? La arene și la after party. Și la after party, after party o să fie la zero, din ce am înțeles. Da, la zero, 500 de oameni și cred că o să fie peste 500 de oameni și afară și asta. Da, cred că o să fie o problemă foarte mare. Vreau să spui, cum te-ai cunoscut cu Rava? Bă, amândoi am vrut să facem muzică și ne-am cunoscut în studio la Clean Pod, fără nicio caterincă acolo. Ne-am cunoscut, ne-am împrietenit, a fost conexiune fix din prima zi. În prima zi am făcut piesă și a treia zi am scos piesă împreună, efectiv. Cum se numea piesa? Parcă Fata Țipă. Mai e pe undeva piesa aia? Putem să o vedem pe undeva? Nu. Deci nicio șansă, nu? Nicio șansă. Salut. Hit Cap a fost un om care a avut deja concert la Arenele Romane, cred că nu mai are aceeași emoție pe care o au băieții din 4226. E concertul lor, trebuie să aibă emoții, gata, nu mai am eu ce să mai am. Am venit aici să susțin, să fim toții, cu toții aici pentru el. Am înțeles, mai ales că am observat că în ultima perioadă toată lumea a început să se împace cu toată lumea și piesele au început să fie din ce în ce mai bune și începem să iasă. Foarte frumos. Vreau să-mi spui și mie, cum ai auzit tu prima oară de Rava? Bă, eu nu vreau să fiu nici de la, nici de la, dar am auzit destul de mult de el. Am fost gen la mine în Buzău printre primii care ascultam Rava și eram cum ar veni mai diferit, știi ce zic, ascultăm Rava. Dar, bă, ce pot să zic mai mult? Sunt bucuros pentru el. Sper să ajungă cât mai sus și... No. Suntem cu Vodă, unul dintre prietenii lui Rava. Ce faci, Vodă? E bun rău, Gino, ăsta mi-e sete rău. Deci sete, asta e de fapt. Da, asta e vibe-ul ăsta. Am înțeles. Spune și mie, în primul rând, cum te-ai cunoscut cu Rava? Cu Rava m-am cunoscut când am făcut o piesă cu el, într-o seară. Am un videoclip nelansat și o melodie, dacă vedeți, nebuniți. Și cum putem să o vedem și noi? Mă contactați pe Instagram, Maxim, dar în rest... Și o trimiți? O trimit la cine trebuie. Spune și mie cea mai tare amintire pe care o ai cu Rava. Rava, nu pot să zic. După ce a coborât de pe scenă, a venit și pârnii până la urmă. Ce faci? Cum a fost? Te pup. Haos rău de tot. Așteptam de mult momentul ăsta. Nu e prima arenă pentru tine? Ai trăit arene cu mai mulți oameni și cu mai multe formații și așa mai departe. Cum ți-a părut comparabil cu celelalte? Bă, e experiență unică pentru că față de restul, ăsta e un proiect la care m-am implicat mai mult decât la restul. Adică eu cu Rava merg în concerte de când s-au deschis după pandemie, 2021-2020 la final. Și în proiectul ăsta m-am implicat mult mai mult pe partea asta și de show-uri și de tot ce înseamnă și a fost o experiență unică, a fost haos. Ok, spune-mi și mie, cum te-ai cunoscut tu cu Rava? Bă, prin Luca. A făcut Luca chestia aia cu Up Next-ul, dacă pentru cine știe, și Rava era pe acolo și la un moment dat eu căutam un feat pentru album, pentru Geisha, pe o piesă și și eu îl știam pe Rava și Luca mi-a recomandat și cumva a fost așa un gând la gând și l-am luat pe piesa Sanșu și de acolo noi nu ne cunoscusem încă face-to-face, dar acolo a fost primul nostru connecting, așa. Sincer, o chestie neașteptată. Acum un an, dacă îmi ziceai așa ceva, nu mă așteptam niciodată să-l văd pe Oscar împreună cu Rava pe scenă. Cum a fost? A fost minunat, nici eu nu mă așteptam acum un an. M-am întâlnit cu Rava random într-un aeroport, era și Victor. Și ne-am salutat super la OHA, așa că nici el, nici eu nu știam dacă chiar suntem ok unul cu altul. Și am avut o conversație tare, tare rău de tot. Am fost super friendly tot vibe-ul. Și apoi au trecut câteva săptămâni și am zis, bă, hai că mă încerc, îi trimit Haos. Okay. Și au fost multe peripeții până să ajungă strofa asta pe net, au fost multe faze nebune. Inclusiv la tine la show, gen. Au fost multe nebunii, da. Crezi că o să vedem iar Ocultul împreună? I guess we never know. Ok, deci nu e chiar un nu acum.
Ok, poate Frilux știe mai multe ca noi. N-avea cum să lipsească Petre Ștefan, mai ales că el și cu Rava se știu de foarte, foarte mult timp. Ce faci, Petre? Cum ești? Ce să fac, frate? Tu cum ești? Foarte bine, am venit să vedem ce o să facă Rava pentru primul concert la Arenele Romane, dar am niște întrebări legate de Rava, da? Foarte simplu. Spui și mie cum te-ai cunoscut cu Rava? Bă, ne-am cunoscut înainte să cânt. Eu nu mai știu exact cum, sincer. La un apartament. Ok, și care e cea mai tare piesă de la Rava? Dark Room. N-avea cum să lipsească MGL, mai ales după hitul scos cu Rava, probabil mai urmează și altele, dar spune și mie cum a fost pe scenă. Bă, extraordinar și cred că a compensat foarte mult ca și plouat afară. Nu știu dacă... N-am crezut niciodată că o să spun asta, că a compensat foarte mult ca plouat afară la un concert. Ai spune în prima fază că e un mare minus, dar na, a fost un mare plus pentru seara asta. A fost extraordinar. Fii atent, am niște întrebări legate de Rava. Zi-mi și mie cum te-ai cunoscut tu cu Rava? Prin băieții de la Sick Music, prin Luca Beats. S-a legat prin piesa Shotgun. Am vorbit cu Luca, eu pe timpul ăla eram cumva în Anglia. Și mi-a spus Luca, bă, uite, am o piesă de la Rava. Vreau să ți-o dau să o ascult și spunem dacă ai sărit pe ea. Mi-a plăcut foarte mult și am zis că mă bag 100%. Am înțeles, spune și mie care e piesa ta preferată de la Rava. Sherry Devil. Ok. Omul din spatele proiectului Rava pentru zona de început și pentru concertul de astăzi. Cum a fost pentru tine acest concert, mai ales că ai avut concerte aici și cu Shatra Benz și așa. Cum ți-a plăcut atmosfera? A fost o atmosferă super, dar, ca paranteză, în spatele lui Rava este întreaga echipă de la Ravi, Bu, Adina, până la toată lumea care este implicată. N-am cum să fac eu singur, dar sunt și eu pe acolo. Cum ți s-a părut față de celelalte concerte de la Arena? Marfă, e altă energie, sunt alte piese, alți oameni. Cumva surprinzător, publicul Shatra a mai crescut. Aici sunt ce era la Shatra la început și altă energie, e alt fel de muzică, e alt hype. E marfă. Sunt două show-uri complet diferite, dar la fel de monstru amândouă. Ăsta... Cred că puțin mai monstru. Care e piesa ta preferată de la Rava? Sherry Deville, cred, ceva. Bă, toată lumea mi-a zis Sherry Deville, efectiv, deci toată lumea. Dar are foarte multe bune, e greu să alegi, dar asta mi-a venit în cap acum. Ok, și zi-mi și mie o amintire tare cu Rava pe care o ai, cool. Bă, n-am neapărat una în sine, dar ce țin eu minte mereu despre el e că e foarte sufletist și foarte atent cu, și cu familia lui în primul rând, dar și cu echipa lui, oamenii din jurul lui care el simte că cumva că-i vor binele și că încearcă să ajute la... upgrade-ul lui sau la tot ce înseamnă craftul lui. Suntem cu Robi aici. Robi, spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat, facem outfit ce cazi. Bă, nu sunt foarte bine îmbrăcat. Am și eu... De unde vrei să începem? De unde vrei tu? Sau de jos? De unde vrei tu? De jos. Jordan 4, cred că 2000 de lei, tu știi mai bine. Pantaloni ăștia din Zara, 200 de lei. Anoracul de la Hugo, 500 de lei. Tricoul de la Hugo, la fel, 300 de lei. Lanțul 1000. Brățara asta 1500, ceasul 220 de euro, ce să-ți mai zic? N-avea cum să lipsească Candy Boy, mai ales după hitul pe care l-a scos cu Rava, Kylie Jenner. Ce faci, Candy? Foarte bine. Cum ești, așteptare pentru seara asta? O să fie foarte tare, e deja tare. Am înțeles că un pic emoții mai devreme ce-mi ziceai. Da, mereu când am emoții. Să am niște întrebări legate de Rava. Spune și mie, cum ai auzit tu prima oară de Rava și când? Și-a mandemon țigan, dar mă suniam, nu mi nimeni când dau murdar. Aia a fost, gen, ascultam în fiecare zi piesa aia tot timpul. Ok, deci... Știam de Rava de mult oricum și înainte de Giuleș Crângaș, gen, de mult. Și acum a fost ca un vis îndeplinit că ai făcut feat cu el până la urmă, după atât de puțin timp în industria de muzică urbană din România? Bă, nu a fost neapărat un vis, dar e tare și e o onoare, gen, până la urmă. Salutare, Robert! Salutare, Ryan! Cum a fost show-ul? Extraordinar, amazing! Am niște întrebări pentru tine. Vreau să ne spui, în primul rând, cum te-ai cunoscut cu Rava? Cu Rava m-am cunoscut la Andreas acasă, cum ar veni la primul studio. Bun. Andreas, înregistram la el asta. Long time ago. Ok, spune-mi și mie cea mai tare amintire pe care o ai cu Rava. Sunt multe rău și dar n-am voie să spun aici niciuna, gen. Sunt multe rău de tot. Zim ceva. Să zic una, când eram noi la o cabană la munte, tot așa de mult, gen, acum vreo 4-5 ani și a scăpat un câine, zici că era urs, mă jur pe ce vrei tu. Și ne-a alergat câinele la pe acolo, dar în fine, nu e amuzantă ce povestesc eu acum, e amuzantă că dacă ai filmul în cap, sunt multe și alea nu pot să le zic pe aici, că e prost. Cum v-ați cunoscut cu Rava? Eu cu Rava mă știu din Giulești, de când aveam amândoi 10-11 ani, gen. Eu știu de când era super gras. Oh. Super prost. Ok. Idecatul, ne-ai răspuns deja? Da, vă știți, de la mine, eu sunt aici în plus, fac și eu vizualizări. Niciodată în plus, mereu pe plus e Idecatul.
Zine și nouă, Victor, cum te-ai cunoscut cu Rava? Eu mă știu cu Rava de mult, de când eram în liceu amândoi și după ne-am reîntâlnit, fix când a scos aia cu Giulești Lângaș și tu hitul lui, și am zis și lui ăsta că e ce trebuie, o să fie haos și uite-te azi cum e. Mie la început nu-mi plăcea. Lui ăsta la început nu-i plăcea, mie mi-a dat din prima, să se știe. Nici mie, Giulești Cângaș, nu mi-a plăcut absolut deloc. Am fost cu piesa aia destul de hater, dacă vreți să vă zic pe aia dreaptă. Se apare un artist nou, mie niciodată nu prea îmi plac primele două, trei piese. Adică nici la el nu prea îmi tătea. Da, și la Candy. Trebuie să it gotta grow on me, un pic. Un pic, două, trei piese, să-mi dau seama că îmi dă cu adevărat. Credere în filmul tău, cum ar veni. Exact. Chiar îți respecti filmul, cum ar veni. Nova, zine și nouă, cum te-ai cunoscut cu Rava? Cu Rava la IDK. La IDK la Arene m-am cunoscut cu Rava și noi oricum ne știam așa că ne-am vorbit, am zis că bă, eu te știu că noi ne știm, că de fapt noi ne-am mai întâlnit, dar la tine la Arene am dat prima dată mâna, am făcut cunoștință ca lume. Spune-mi mie, care e piesa ta preferată de la Rava? Regina Nopții, cred. Regina Nopții. Regina Nopții, da. Cel mai. Ok, și fit-ul preferat de la Rava? Cu Șatra, cred că cel mai. Ok, fii atent, am întrebări despre Rava. Spune-mi și mie, cum te-ai cunoscut cu Rava? Poveste mai lungă, dacă poți. Făceam live-uri pe Instagram în pandemie și mi-a trimis Ravi un mail, nu-l știam nici pe el. Mi-a plăcut și am făcut eu label-ul ăla Next atunci și am adunat mulți oameni, printre care și el. El a ieșit în evidență cu Rafo și nu mai știu cine. Și când îmi place ceva, îl chem la mine, ne cunoaștem, hai să facem muzică. Am făcut geme și încă niște chestii. Și după aia am scos Giulești Cângaș. Și de acolo e povestea deja pe internet, toată lumea știe ce s-a petrecut. Spune-mi și mie, care e cea mai tare amintire a ta cu Rava? Ce ai putea să ne spui? Când a venit prima dată la studio la mine și arăta, era un copil de 17 ani, foarte drăguț și talentat. Și după puterea României, numărul 1 pe toate platformele, se știe. S-a scris istorie de acolo. Spune-mi și mie, care e piesa ta preferată de la Rava? Nu știu, păi după ce cânti Belly Dance de 5 ori la sfârșit, mi se pare... La tine? Bine, hai, Belly Dance. Deci Belly Dance e. Ok, toată lumea a zis Sherry Deville aproape, deci toată lumea acolo a fost. Da, merge. Sunt multe, mă, n-ai văzut? E greu să ai un playlist ăsta de 37 de piese, din care 34-35 sunt hituri, gen. Știi, și nu cânti piese de umplutură. Și automat, da, e greu să alegi o piesă, că sunt multe hituri. Și spune-mi cea mai tare amintire sau o amintire pe care poți să ne spui cu Rava. Bă, nu știu, cred că 100% beții sau ceva. Așa una care să... Fie ești din comun, n-am cum spun. Urmează să mai vedem vreo piesă MGLX Rava? Cu siguranță, cred că în viitorul apropiat. Nu dau din casă, dar e pe țeavă. Deci înseamnă că există ceva, nu se vrea. Țeavă, da, am înțeles. Continuăm cu prietenii lui Rava. Dede aici, un prieten din copilărie de al lui Rava. Eu sunt. Vă pup. Dede este și editor, deci dacă vrei, Dede, poți să le lași Instagram-ul. David.Ionescu. Am înțeles. Dede, spune-mi și mie, cum te-ai cunoscut tu cu Rava? L-a adus Giovanni la anturaj și de atunci e istorie. E fratele meu Rava și Giovanni. Am înțeles și după ce au coborât de pe scenă, Giovanni aici, cred că cel mai vechi prieten al lui Rava, care a fost în seara asta cu el pe scenă, cum a fost Giovanni? Champions League, ești nebun să moară mama, sincer. Adică nu cred că a mai fost așa atmosferă la arene până acum. Și cum au zis și ăștia de la ea bilet, de la asta, nu mă pricep eu exact, că au bustat acolo peste tot, că e cel mai mare eveniment ever la arene, gen. Ți-a plăcut? Cum a fost pentru tine, de fapt, pentru primul show la nivelul ăsta? Extraordinar, mă rog, m-am lovit un pic, am făcut niște întinderi, dar... Numărul 1. Mai ales că ai cântat cu vărul tău, din vărul tău care probabil când erai mic nu te gândeai niciodată că o să ajungeți aici. Ne băteam toată ziua, nu făceam altceva. Am înțeles. Spune-mi și mie, cum te-ai cunoscut tu cu Rava? Bă, m-am născut la 7 luni după el și s-a întâmplat să dormim în aceeași cameră, 14 ani. Mamă, deci tu ai dormit 14 ani în cameră cu Rava? Da. Deci asta înseamnă că poți să ne zici o amintire mega, mega cool cu Rava. Stai așa că am mai zis-o pe aia cu Ciocanu, stai să mă gândesc la ceva ce l-am zis. Bă, la 11 ani am avut noi o brigadă de furat și ne-a arestat pe amândoi. Amândoi? Pentru Free Look nu e o experiență nouă până la urmă, a văzut foarte multe concerte, poate chiar și organizate de la arenele romane. Ce așteptare ai pentru seara asta, Free Look? Bă, în primul rând mă bucur că e prima oară, probabil, când e și Brava și Oscar pe aceeași scenă, cum ar veni, și asta mi se pare un fact foarte mișto. Și pe lângă asta, faptul că o să performeze și Candy cu Rava, Kylie Jenner în seara asta, poate pe final de serie și mai departe, și îți dai seama, mă bucur. Mama, ai doi artiști în seara asta și mai e pe altcineva în afară? Nu, ei doi sunt la noi, dar mi se pare că e destul, adică o să fie două momente puternice din punctul meu de vedere. Și eu cred că o să fie nebunia asta, mai ales Candy în ultima perioadă a fost pe alte culmi, dar vorbim despre Rava, suntem la concertul Rava. Spune-mi și mie, când ai auzit prima oară de Rava?
Cred că fix era un proiect de ăsta, se numea Up Next, cred, și se listau tot felul de piese de la newcomer. Și atunci am avut contact așa direct, na, vedeți seama, pe net fiind, am văzut câteva piese, ok, există și băiatul ăsta. După, ca toată lumea, fenomenul Gileș Cângaș. Și de acolo... Până în ziua de azi este istorie pe internet până una alta. Spune-mi și mie, care e piesa ta preferată de la Rava? În momentul ăsta sau all time? All time. Mă, Shotgun nu e neapărat all time de una preferată și cred că Nose Candy, zic bine? Da, asta e în ultima perioadă. Deci Nose Candy în ultima perioadă. Da, da. Care e piesa preferată lui Decapa de la Rava? În momentul ăsta îmi place mult Sherry Deville de pe albumul nou, de pe ăsta Lucifer. Ok. Dar, în general îmi plăcea mult, era un drill ceva mai vechi de-al lui, nu mai știu cum se numea. Ceva mai vechi îmi plăcea de la el, mult, rău de tot. Și fitul preferat de la Rava? Fitul preferat de la Rava... Aroma ei. Deci Aroma ei. Aroma ei, da, mi se pare cea mai tare colaborare de pe album. Și așa, în general, până acum, nu știu, adică mie chiar mi se pare tare rău melodia, creier. O să-l vedem pe Rava pe următorul tău album? Să sperăm, încercăm, cine știe, nici nu știu, frate, cu fiturile mele, cu ce o să se întâmple, habar n-am. Zici-mi care e piesa ta preferată de la Rava? Posedat. Ok, și fitul preferat? Candy Boy. Ok, deci Kylie Jenner, ok. Și care e cea mai tare amintire pe care o ai cu Rava? Nu pot să o dau. Nu pot să o spun. Mă ceartă după aia, să mă arăt mama. Adevărat mă ceartă, nu pot. Ok, și care e piesa ta preferată de la Rava? Bă, Akatsuki Cypher. Ok, asta. Da. Urmează să vedem vreun feat Petre Ștefan X de Rava? Da, e pe album la mine. Cum se numește piesa? Da, nu vezi că cenzurez. Ok, bine, deci nu vrei să... Nu zicem, nu e. Păi ce fac? Stric surpriza. Am înțeles, v-am dat cu bip. Ok, spune și mie care e piesa ta preferată de la Rava. Aia de-am cântat-o, Șama de Moțigan. Larry, cum se numește piesa cu Șaman de Moțigan? Șaman. Șaman, ok. Am un 9 mm că îți dau murdar. Șaman de Mon... Acum vreau să-mi spuneți care e cea mai tare piesă de la Rava din punctul vostru de vedere. În ultimul timp ascult Aroma ei. Mă rupe rău de tot. Nu știu, avem multe nelansate, de mi se pare că sunt cele mai bune strofe ale lui Rava pe acolo. Nu știu, SPS, Șaman în p***a mea. Nu știu, are foarte multe piese, adică pe mine mă rupe tot ce cânt aici. Și le știu aproape pe toate pe de rost, adică e vibe, vibe. La mine Șaman. Șaman. Și Candy a zis la fel. Ia zi-ne. Bă, nu știu, mi-e zibar toate hit-uri, omul are talentul ăsta să facă hit-uri, să mor eu. Ok, aici suntem. Băieți, mai am o singură întrebare, dar pentru voi n-am cum să o am, pentru că voi ați auzit de Rava de dinainte. Să gândesc și mie, cum ai auzit tu de Rava? Bă, pe net. I don't know, cred că... cred că am văzut la tovarășul meu, Culix, care a produs Gileș Cârngaș prima dată. Și am văzut și atunci am aflat de Rava prima dată. În al doilea rând, vreau să ne zici care e piesa ta preferată de la Rava. Îmi place SPS, îi place și Andrei. Și îmi place Akatsuki cu noi, ora 6. Hiturile. Stai, și îmi place asta cu Oscar, nu, am uitat cum se numește. Haos? Nu. Răgușit. Spune-mi care e cea mai tare piesă de la Rava din punctul tău de vedere? Din punctul de vedere, o să zic Lucifer, pentru că apară în ea. Lucifer. Dacă vedeți un băiat chel acolo în videoclip, eu sunt. Am înțeles. Giovanni, suntem aici să facem outfit check. Spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat, bai doi, suntem din aceeași echipă. Bă, oțiuri. Blugi, opium și echipa lui Georgescu, întotdeauna. Am... Și borsetă să ținem alea bune. Accesorii ceva? Niște brățări de aur, brățară de la mătușii mea cu Iisus. Suntem creștini, nu sataniști. Care-i fitul tău preferat de la Rava? Fitul? Da. Fitul, adică outfit? Nu, fitul, piesa. Aia cu Oscar acum e tare rău de tot. Și Kylie Jenner, clar. Am înțeles și spune-mi mie cum te-ai cunoscut cu Rava. La arene, la Oscar? Nu, la Idecapa la arene, prima dată. Și ai ceva vreo amintire de atunci? Da, mi s-a părut că e foarte de treabă, din prima gen, am avut direct gen, nu știu, ne înțelegeam bine. Ok, și ultima întrebare, n-aveam cum să nu facem outfit, spune-mi ce te-ai îmbrăcat azi, Ravi. Băi, am mărciu de la Rava, de la Lucifer, tricou, lanțurile tot de la Rava, blugi de la fratele meu, V-Sider, mi le-a făcut într-o zi, îl iubesc, îl apreciez. Picioare Amiriș, aia e. Ceasul? Ceasul e un Casio. Am înțeles. Ravi, spor la concert prima oară, ești plin de emoții din ce observ, adică plin... Transpir. Da, văd, ești plin de emoții, dar îți urez baftă, de-abia aștept să vedem ce o să faceți pe scenă. De cap, astea mai să facem outfit check, știi foarte bine. N-avem ce să facem, spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat azi. Ăștia sunt Ricons, Dark Shadow, nu știu, sunt ceva model nou, au apărut mai noi ăștia.
ăștia nici nu știu de unde am, Blue G, Coreaua, Vivian Westwood, ăsta-i Tori Cohens și asta am de la mama. Și în cap? În cap, CP Company, e o firmă de asta mai underground, cum ar veni la noi, nu știe lumea de CP Company, dar e de mult rău de tot CP Company și au și hanoracele alea tardă cu căcaturile astea și ce zic. Ok, și în gură că am observat grillsurile, vino Ryan aici, vino. Astea sunt... De ce scripele? E de cash. Ah, ok. Că am zis că așa o să numească albumul și să fac ceva în direcția asta și ce zic, să-mi fac dinții așa. Petre, suntem astăzi aici să facem outfit check, spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat. Păi am un tricou H&M, nu, Zara acesta e, un tricou negru simplu Zara, o geacă Fendi pe care am primit-o de la tovarășul meu cel mai bun, niște blugi Discord, capodopera, ăștia Amirii, tot capodopera. Și la gât? Și la gât, asta e crucea de la mărgii, un lanț Gucci și eu ăsta centaur. Ok, și în cap? Și în cap, o șapcă, nici nu știu cum se, ce firmă e șapcă, asta e tot din capodopera. Work hard, play harder, John Mayhatter, nu știu nicio abar n-am. Candy, facem outfit check, spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat azi. De data asta sunt și mai treaz și mai simpatic de data asta, că data trecută mi-am luat hate. Bă, n-am nimic special, gen, cred că am același pereche de ricuri ca data trecută, dar de data asta murdari. O pereche de blugi de la un tovarăș de-al meu, One Week Sober, shout out to him, și un tricou de la H&M și cureaua asta, Leve, și inelul ăsta, shout out to my mom, ăsta e Eric. Ok, îți mulțumesc mult, Candy, spor. Băieți, n-aveam cum să nu fiu aici, să nu facem un outfit check. Cui de cap am făcut, începem cu Oscar. Pantofii. Zic eu. Ia, ghicește. Ăștia sunt Eric Owens, dar nu știu cum se numesc. Așa, ăștia? Sunt Eric Owens. Nu, sunt Alex. Seamănă cu Eric Owens, dar sunt alții gen. Ok. Ăsta? Okay. Leve, așa. Nu contează? Ăsta? Ăsta. Ce e mănușa? Ric. E Ric? Moment, da. Și accesorii, ceva, ceasuri, bijuterii? Ăsta tot Alex. Ok, Victor, spune-ne, e prima oară, cred că, la Victor, la outfit check, nu? Ok, ia spune-ne, Victor, cu ce te-ai îmbrăcat azi? Facem outfit check. Deci, am pe mine un hanorac Vedma, negru simplu, tricou-ul Levi's, tricou alb Levi's simplu, Levi's, pantalon Ric Owens și off-white-uri în picioare. Ok. Nova. Se plătește bine, Oscar Festi se plătește numărul 1. Permis eu să mă îmbrac. E bine la Oski Records, nu? E numărul 1. Am înțeles. Zi-mi și mie cu ce te-ai îmbrăcat azi, Nova. Timberlands negri, așa. Ăștia sunt dintr-un outlet din Rădăuți. Am dat 80 de lei pe ei, acum vreo 3 ani. Ăsta e de la Ken Carson Merch din Milano. Cât de tare, ăsta și mie mi-a plăcut. Thank you. Și alte chestii, Supreme Boxeri și cureaua Alex. Mamă, deci mega, mega fan Alex. Și da, și ceasul... Armani! Care e amintirea ta preferată cu Rava? Poți să ne spui? Nu pot să vă spun. Asta este, rămâne un mister. O amintire bună, se știe. E când eram împreună toți și făceam muzică. Spune-mi mie cu ce te-ai îmbrăcat azi, Dede, facem outfit check. Deci fii atent. Bershka, Adidas-i, blugiu tot Bershka, ăsta l-am găsit în dulap, l-am făcut al meu, tricou review, ochelarii Shane, șapca Shane, Hot Moms, I love you. Și lanțurile astea tot Shane. Eu sunt ieftin. Ferentarist. Am înțeles. Mulțumesc mult de distracție plăcută în continuare. MGL, suntem astăzi aici să facem outfit check. Spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat azi. N-ai cum, n-avei cum, îți dai seama. Am Jordan ăștia. Top Haze. Da. Retro 4, nu? Zic bine, da? Bun. Îi am pe ăștia, i-am luat chiar astăzi din Diesel. Ce tare. Băneasa. Criminal. Da, m-au rupt rău de tot. Ăsta, nu știu, de undeva din mall, frate. Nu știu de unde l-am luat exact. Un maiou simplu și jewelry. Cu ce a scos, da? La gât, e acum făcut în ultima perioadă asta? Nu, e de anul trecut. Că eu nu l-am mai văzut până acum. De pe comandă, de pe shop, gălădă. Ah, ok. Cine vrea să intre. Am înțeles, îți mulțumesc mult. MGL, spor, distracție plăcută în continuare. Părnii, noi suntem astăzi aici să facem outfit check. Spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat, te rog. În picioare am Lanva, pantalonii sunt Vidin Mistaken, un brand românesc foarte șmecher. Hoodie-ul e Balenci, pe dedesubt am un tricou H&M Basic. Ceva accesorii? Și cam atât, nu, nimic, sunt clean. Am înțeles, îți mulțumesc mult, Pârnii, de-abia aștept să ne mai vedem, te pup. Dar prin loc, noi astăzi suntem aici să facem outfit check, spune și mie cu ce te-ai îmbrăcat, pentru că fit-ul e wow. Bă, mulțumesc frumos, bă, nu știu, Bocan și Timberland, pantalonii nu mai știu unde am luat, cred că Vagabond, ok. Geaca am primit-o de la un prieten foarte bun, eșarfa nu mai știu exact ce e, tricou e din colecția noului MG, l-am lucrat și eu cu el la situația asta și cagula a fost făcută custom pentru Oscar la un show și a ajuns la mine. Și accesorii ceva?
accesorii, nu știu, inelele care le port tot timpul, adică chestii, nu, nimic ești din comun. Am înțeles, îți mulțumesc mult, Free Look, spor, distracție plăcută. Așa, și Georgescu m-a trimis astăzi aici ca să facem outfit check. Cu ce ești îmbrăcat? Tot de la Vidin, în afară de Adidas, și tot de la Vidin și ăștia. De la ce erau ăștia, mă? Lanvin. Lanvin. Aia zic. Ceva proiect grav pe țeavă mai există? Urmează? Poți să ne dai ceva? Da, scoatem piesă cu Nicole Sherry luna viitoare. Mai avem o piesă cu Candy Boy, cu Moxie și cu un băiat nou care la fel e șmecher. Sunt multe piesele. Sunt multe piese. Avem încă una, dacă un fit surpriză. Ok. Luca, noi suntem azi aici să facem outfit check. Spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat. N-ai avea cum, n-avem. Nimic, sunt un simplu om. Mi-am luat niște pantaloni din review, tricou din review și Adidas. Facem outfit check. Spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat azi, Rava. Bă, niște Rico Owens. Nu știu, nu zic presă, că nu contează. Niște blugi făcuți de stilista mea, cu piele, cu tur, filmul meu. Și mai prins în tricou ăsta, care... Ce scrie aici? A0. Mergem la A0, Georgescule. Și cureaua? Balenciaga, care mi-a luat-o Idecapa din Londra. Ce tare, ok. E o amintire frumoasă. Gen, era în Londra și mi-a zis, bă, vrei să-ți iau curea, că știu că voi ei, gen. Și am trimis bani și mi-a luat cureaua. A fost așa, foarte drăguț. Foarte tare, foarte tare experiența asta. Spune-mi și mie dacă urmează să vedem ceva pe zona de mărci, mai ales că ai avut mărci cu Trutusol și din ce am observat a mers foarte, foarte bine. Urmează update la tot, pula mea, dar ușor, ușor. Nu mai vreau să mă grăbesc, că m-am grăbit cu Lucifer și nu a ieșit exact cum am vrut eu, știi? Dar acum acolo le-au treptat. Sunt și într-un punct al carierei foarte ok și nu vreau să dau cu piciorul, știi? Am înțeles, îți mulțumesc mult, Rava, bravo, felicitări, felicitări și eu te iubesc, felicitări, felicitări.